Bine ați venit la o altă lecție despre Photoshop. În această lecție vom crea un efect de dramă, ca să spun astfel. Așa era imaginea inițială și așa arată acum. Sau pot să-i pun un pic mai multă dramă. Da, să o las așa. Haideți să începem. Avem imaginea inițială și mă duc în folderul unde am eu imagini și caut o imagine cu, cum să zic eu, cu un apus de soare. Sunset, în limba engleză, putem să avem mai multe filtre, mai multe poze, de fapt, pardon, pentru a le testa pe toate care se potrivesc mai bine. Și o duc exact cu mouse-ul în proiectul meu. Bun, aici ce o să fac, pot să o redimensionez cum vreau eu, fără să păstrez neapărat rația. Da? O să o înclin un pic poza și acum o duc un pic mai mult și un pic mai mult, încă un pic aici și ori mă duc pe acest buton de confirmare, ori dau Enter. Bun. Acum ce va trebui să fac este ca un fel de obiect deștept, smart object, și trebuie să-l creez să fie filtru normal pentru a putea, filtru layer normal pentru a ne juca cu filtre, cu mask și alte chestii. Dăm click dreapta și zicem rasterize layer. Și mi l-a creat ca fiind un layer normal. Ctrl-T. Poza, cred că mai degrabă mai pun un pic mai așa. Ok, enter. Așteptăm un pic. Enter. Să nu fie colțuri goale. Bun. Acum mă duc pe ăsta unde e filter. Blur. Gaussian blur. Și mă duc undeva unde nu se va mai putea înțelege nimic din această poză, să-i fac un blur cât mai mare. Acum tot se înțelege că este vorba de soare. Ok, cam 114 la mine. La voi poate să fie mai mult sau mai puțin. Depinde. Ok. 126. Ok. Și acum începe magia, ca să spun așa. Pur și simplu ne ducem, suntem selectați pe layerul de apus de soare, ca pentru dramă, și ne ducem pe overlay. Și asta a fost tot. Acum, dacă ne deranjează faptul că este prea luminat, dar putem să ne ducem pe opacitatea acestui layer și să ne jucăm cu opacitatea, da? Prea mult. Cam așa, nu. 80. Așa era înainte și așa arată acum, da? Sau dacă vrem să fie un pic mai inspirațional, putem să lăsăm chiar la 90. Depinde cum se vede efectul. Și cam asta a fost și această lecție tutorial efect.